cum învățăm sau cum integrăm informația. Și mi-a povestit o mică anecdotă în care personajul principal se hotărâse el așa peste noapte să cumuleze foarte multe informație, să devină deștept și așa peste noapte. Dar cum? S-a dus la biblioteca din localitatea în care era și a început să citească fiecare carte de la litera A, începând litera A. Bineînțeles, treaba asta a durat o perioadă, a ajuns undeva până la H, apoi a fost nevoit să mute într-o altă localitate. Când a ajuns acolo, s-a dus din nou la biblioteca din cealaltă localitate și a observat că cărțile de la A la H nu erau aceleași. Ideea era că, în urma abordării sale, personajul despre care vorbesc nu a apucat să fie o cale mai bună în a învăța. În capul lui informația era total dezorganizată. Asta este un exemplu extrem. Exemplele clasice în a integra informația și a învăța devenind parte din noi este, bineînțeles, acela educației clasice, că urmând un liceu sau o facultate, și mai este unul. Puteți să-mi dați un exemplu sau vă gândiți la ceva când vă spun asta? Ce altă modalitate mai există prin care putem noi să învățăm în afară de școală? A fost cineva Matrix? Să ce zicem la instanțarea minunilor. Văzut acolo că și Matrix, de fapt, preia o frază din instanțarea minunilor. Follow the white rabbit. Da? Urmărește iepurele albe. Dar de fapt se traduce în fi autodidact. Da? Deci poți să înveți singur, urmărind informația care te interesează. Închid această mică paranteză, o să înțelegeți mai încolo, în timp ce vă povestesc cum am ajuns eu să fiu genetician, modul în care am abordat cele două căi clasice de învățare. Se spune despre mine că sunt expert în genetică judiciară. Alții spun despre mine că sunt doctor, am făcut un doctorat în domeniu. Alții spun despre mine că sunt ambasador science fiction. Tipul ăsta de genul ăsta de literar. Alții spun despre mine că sunt om de știință, pentru că am făcut o mulțime de studii legate de educația românească. Mie îmi place să spun despre mine că sunt genetician, este mai simplu, dar cum am ajuns să fiu genetician? Cum am să încep de la din copilărie? Eu, grădință și dragă, știam ce vreau să mă fac. Stăteam pe bordură din fața grădinței cu un amic de-al meu și știam că vreau să mă fac aviator. Amicul meu îmi spunea că el vrea să facă poate pe basculant. Bineînțeles, povestea asta cu aviatorul se datora familiei mele care m-au influențat cumpărând în tot felul de avioane din amic. Când am ajuns